Dragi telespectatori, bine vă regăsim la o nouă emisiune alături de colega mea, jurnalist Flora Ordean, emisiune comună CNS și Roman 24. Bine ne regăsim, doamna Flora, iată o nouă emisiune, o nouă săptămână de comentat. Cu foarte, foarte multe lucruri, nici nu știu dacă vom avea timpul efectiv să discutăm toate evenimentele care au avut loc, atât în plan local, județean, cât și național. Și mai ales ceea ce îi interesează pe cetățeni, viața de zi cu zi, pentru că, din păcate, am constatat-o și azi și o să spun cu ce împrejurare, că cetățeanul de rând puțin îl interesează și de zilele municipiului și de ceea ce se întâmplă. Pe el îl interesează numai ce se întâmplă acolo, în blocul lui, în asociația lui, în curtea lui. Așa este. Haideți să vedem cu ce să începem. A fost și săptămâna trecută o perioadă în care s-au mai întâmplat lucruri despre care am mai discutat cât de puțin. Nu știu dacă să discutăm efectiv de ce se întâmplă la județ sau pe plan local, când tot începe o campanie. Cu ce ați vrea să începem? Eu aș zice să începem mai întâi cu scandalul imens creat de umilirea conducătorilor care au fost la instituțiile de cultură și pe care PSD-ul respectiv, majoritatea din Consiliul Județean, a hotărât să-i înlocuiască. Problema care se pune este însă alta, că și cei care au fost aduși de PSD sunt oameni cu un CV absolut impresionant. Dar voiam de altceva să discutăm. Ți-amintești că la numirea prefectului Ionel Arsenie a aruncat un buzdugan. Da, a spus despre prefect ca fiind de-al dumnealor, da, social-democrat. Pe ceea ce este perfect, da. Adevărat, și faptul că este o imensă ipocrizie să spui că nu, prefect nu este politic, sigur, de vreme că ce este el este o pus politică, să este. Pună în practică programul guvernamental. Fiind reprezentantul guvernului în teritoriu, însuși numele. Bun, da. Dar atunci, pentru cei care au avut urechi de auzit și au înțeles, ca pe tabla de șah, Ionel Arsenie și-a pregătit mișcarea următoare care avea să o facă, aceea cu schimbare a șefilor instituțiilor subordonate direct Consiliului Județean și spre mirarea tuturor a început cu instituțiile de cultură. Da. Că pe Adriana lui Gheorghe, un om cu un CV impresionant pe care am să te rog pe tine să spui numai câteva, l-a schimbat în condițiile în care poate nu făcea un management extraordinar, este o realitate. Dar de ce a fost nevoie să-l umilească pe Adriana lui Gheorghe? De altfel, pe Adriana lui Gheorghe, ca și pe cel de la muzeu pe care îl cheamă... Ia să vedem, vă spun imediat. La muzeu... Iulian Gherca, de la da, complexul și muzeal. Și schimbat cu Dorin Nicola și la bibliotecă, da. Mihaela Mereuță. Și de asemenea a mai fost schimbat Liviu Timuș de la Teatrul Tineretului. Da. Aici iar este o întreagă discuție privind schimbarea, pentru că domnul Carabelea de la Pact politic, dar este o asociație sens civic. A folosit chiar un cuvânt extrem de dur, a circulat pe internet roslabele de pe cultură și a făcut un meeting de protest în momentul în care, în fața Teatrului Tineretului, în momentul în care în interiorul teatrului avea loc o premieră, iar ceea ce l-a obligat pe Liviu Timuș să iasă, spre surprinderea noastră, cu susținerea regizoarei care va veni, cu care a fost Gianina Cărbunariu, o să vedem și ea, este un nume și chiar o voce în specialitate, și cumva anihilând tendința aceasta a societății civile de a atrage acest semnal de alarmă privind politizarea excesivă. Dar vreau să revin la ceea ce spuneam. Amintește-ți tu că domnul Arsenie
atunci când a fost numit prefectul, a atras atenția că vor reveni și vor face exact ca în administrația americană, când odată cu președintele vin și pleacă toți din instituțiile descentralizate. Deci exact ca la șac, domnul Arseniu și-a pregătit mișcarea care avea să urmeze. Da, bine, pe de altă parte, citeam și în presa de astăzi și au recunoscut și colegii de la Piatra Neamț că nu ne surprinde prea mult această schimbare, pentru că noi știm că de-a lungul timpului cine a avut guvernul României, cine a avut conducerea la Consiliul Județean, cine a avut o primărie pe mână, cam asta a făcut. Da, adică și a fost pe ideea, pleacă ai voștri, vin ai noștri. Da, adică n-ar trebui să ne surprindă atât de mult. N-ar trebui să ne surprindă. Însă problema este că aici este o mare, mare dificultate în a aduce pe ai noștri care să îi înlocuiască pe ai voștri, pentru că deocamdată există acel statut al funcționarilor publici prin care cam greu poate fi încălcat. Deși aici există alte pârghii, acela al presiunilor cu celebra demisie de bunăvoie și silit de șeful politic. Asta o știm clar. Da, haideți să revenim puțin la CV-ul domnului Adriana lui Gheorghe. Vă spuneați că are un CV impresionant și într-adevăr așa. Este doctor în filologie, poet, absolvent al Facultății de Filologie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, specializarea română, limbă latină și licență dată în 1986 cu teza Paradigma erosului în poezia lui Ovidius, îndrumător profesor Traian Diaconescu, doctor în filologie din anul 2004 cu teza Tinerețe fără bătrânețe și sentimentul tragic al timpului, de asemenea Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, coordonator profesor universitar dr. Petru Ursache. Activitatea profesională 1977-1982, operator chimist la CFS Săvinești, miner la Livezeni, Lonea și Petrila, 1983-1989, profesor de limba și literatura română la școlile generale din Țibucani și Pipirig, profesor îndrumător, catedra de creativitate din cadrul Clubului Copiilor din Piatra Neamț, 1989-1990, redactor la ziarul Ceahlău din Piatra Neamț, 1990-1991, consilier la Inspectoratul pentru Cultură al județului Neamț, 91-93, director al Complexului județean Neamț, 93-96, consilier la Inspectoratul pentru Cultură al județului Neamț, 97-2000, mai apoi director al Inspectoratului pentru Cultură al județului Neamț, 2000-2004, consilier la Direcția pentru Cultură, Culte, Patrimoniu Cultural Național al județului Neamț din 2005, director executiv al Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național al județului Neamț. Din 96 și până în prezent, director al Revistei de Cultură și Arte, Antiteze, redactor asociat al revistelor de cultură Convorbiri Literare, Poezia, Hiperion, Zburătorul, Creația Neamului, Asachi, Caietele de la Durău și așa mai departe. Profesor asociat la Facultatea de Muzică din Piatra Neamț, filiala Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, din anul școlar 2005 și până în prezent, unde a susținut și susține cursul de estetică generală și estetică muzicală. Deputat de Neamț în legislatura 2004-2008, iulie-decembrie 2008. Nu știm formațiunea, n-apare aici. Are activitate publicistică, peste 600 de articole, studii, eseuri, cronici literare, interviuri în reviste de specialitate. Are mai multe cărți publicate, amintim doar câteva, Ceremonii insidioase, Poeme în alb-negru, Fratele meu străinul, Convorbiri literare, ce mai avem aici? Anul la editura Convorbiri literare, Bătrânul și Marta și așa mai departe, sunt foarte, bun, foarte este multe. Enorm, enorm. Este enorm, adică nu le-ar ajunge vreau să, revin, vreau să revin la un singur lucru. Vă rog. Deci spuneam că el nu trebuia umilit. Și de ce spun acesta? Iată, am găsit, făcând documentare de astăzi, că această evaluare se face anual și în 28.04.2016 Adrian al lui Gheorghe este evaluat de o comisie de concurs pentru care primește nota 9.91 cu recomandarea continuarea managementului
baza actualului contract. Președinte de comisie a fost nimeni alta decât Daniela Soroceanu, secretarul județului. Consiliului, așa, da. Și în sfârșit o mulțime de membri. A primit atunci 9-21. Da, da. Cum și-o fi dat seama domnul Dulamă, despre care știm cu toții că a avut o direcție politică clară, primită și o directivă de la domnul Arsenie, pe care a negat-o dumneavoastră. Da, altceva vreau să zic, că atunci când a fost acea comisie de examinare, tot pentru domnul Adriana lui Gheorghe, chiar dacă doamna Soroceanu este secretar al județului și au fost acolo și trecut, mulțime, da? De era o altă conducere a Consiliului Județean. Categoric. Că domnul al lui Gheorghe era atunci agreat de conducerea Consiliului Județean. Și așa se explică păi, comisia de specialitate exact, atunci a fost condusă de Costache Munteanu, da. Membru al reprezentanței Neamța Uniunii Adică e simplu, atunci era agreat domnul al lui Gheorghe, astăzi nu mai este agreat dumnealui, altceva la conducere. Eu mi-aș pune următoarea întrebare. Da. Dacă nu cumva agrearea aceasta a lui Adrian al lui Gheorghe se trage, sau neagrearea lui Adrian al Gheorghe se trage de faptul că el în campania electorală a sprijinit pe Andrei Carabelea, cel care a venit acum în stradă cu da, joscă, întoarcă... așa, și pe Sebastian Burduja. Cei doi candidați independenți, da. Dar recunoscuți de această de platformă PACT. Da. Așa, și tare mi este mie teamă că de aici îi se trage... Pe de altă parte, să... dumnealui putea să rămână cum să spun eu, să păstreze secretul pentru afinitatea dumneavoastră politică și să-și bun, exercite votul în cabină, nu să-și exprime public. Da, e... Bun, dar el n-a venit atunci, a lansat o carte lui Sebastian Burduja, deci el n-a vorbit despre politic. A venit pe politic. Linia de... E adevărat, da. A venit... În sfârșit, haideți ca să fim absolut echidistanțe, să spunem cine vine în locul lui Adrian al Gheorghe. Da. În locul lui Adrian al Gheorghe vine de asemenea o fată tânără cu un CV extraordinar. Mm-hmm. Problema care se pune aici este faptul că aceasta este specialistă în management și nu. Și poate că este mai bine vorba cuiva de la Roman. Domnule, poate că e mai bine să pui specialist să aibă în cunoștințe management, de management. Așa pentru este. Că doamna Mihaela Mereuță este șefa Serviciului Relații cu Publicul Infirmarii Bibliografică și Comunitară la Biblioteca Chirilianu. A terminat ASEO de la București cu un curs postuniversitar Managementul Instituțiilor Publice Europene, specializarea drept european. A terminat Universitatea Alexandru Ioan Cuza cu licență în științe juridice, a terminat Universitatea București, Facultatea de Istorie cu licență în istorie. Deci, iată că este specializată în management, este adevărat că ea lucrează de o bună bucată de vreme și în Biblioteca Județeană și chiar după câte m-am informat acolo, deși mie nu prea a ieșit în față, pentru că asta e greșeala oamenilor noștri și chiar ai celor în fruntea unor instituții. Nu scot în față și pălmașii. Pălmașii sunt buni să facă treaba cu care să iasă în evidență șefinea. Da, dar la un moment dat apar și ei în prima linie și te întreb de unde au apărut. Dar ei da, au stat mult în spate că... și... Da. Da, bine, oricât ar fi de pregătită doamna, nu a primit votul liberalilor, pentru că trebuie să spunem da, asta. Da. Liberalii nu au fost bun, de acord cu aceste... Era și normal că n-au fost cu aceste vot politic și aici, da. Votul politic. Eu spun că în aceste instituții de cultură, este adevărat că se face cultură, dar de foarte mult timp. Deci, cum spuneam și eu, nici la Biblioteca de la Roman nu au decât cursuri de perfecționare, nu au specializare, pentru că nu mai există o facultate aceea de specialitate cum exista de biblioteconomie înainte, ci există niște cursuri de perfecționare prin Ministerul Culturii, care ba sunt recunoscute, ba sunt, nu sunt recunoscute și, de exemplu, Cristina Panaite la Roman are o facultate de drept terminată la Petru Andrei.
Nu știu care e situația cu licența. Acolo unde a fost scandalul. Da. A fost scandalul la un moment dat. Nu știu, aici nu putem intra. Iar ulterior, ca toată lumea, are aceste cursuri de perfecționare la care au fost trimiși de primărie ca și finanțator de credite, dar și aici sunt foarte, foarte multe probleme pe care nu le abordăm. Azi o să le abordăm mai departe. Interesul, ceea ce se pune întrebarea, bine, toate aceste cursuri, toate aceste posturi trebuie ocupate ulterior prin concurs, pentru că și cei care sunt puși acum au fost numiți cu statut de interimat. Da, pe perioadă, caracter temporar. Perioadă și ulterior, da. Bine, dar concursurile vedem cum se dăm. Dar vorbeam de umilirea lui Adrian, a lui Gheorghe. De ce era nevoie să-l umilești când oamenii de specialitate i-au dat note așa, deși primiseră indicații prețioase, i-au dat note așa cum trebuie, de ce era nevoie să fie umiliți acești oameni? Hai să trecem mai departe la alt... Așa, atenție! Varujan Pozganian iese astăzi cu un... Te rog un pic să intri pe internet și să vezi protestul lui Varujan Pozganian, care spune că demiterea lui Adrian, a lui Gheorghe, este o agresiune scandaloasă și o conspirație fără Varujan Pozganian, tot liberal, să nu uităm acest lucru. Da, dar să nu uităm că e liberal, liberal, dar din aripa lui cea care e la putere, a lui Tăricianu. Deci... Adică ar fi din PLR, spuneți dumneavoastră. Nu, e din ALDE. Varujan Pozganian e deputat ALDE. Da, ALDE, da, înseamnă PLR plus PC. Cât o mai da, am ALDE în PC că am acum. Găsit, imediat vă spun. Protestul Varujan Pozganian. Înțeleg că într-o postare publicată pe, Facebook, pe pagina dumneavoastră de Facebook s-a întâmplat acest lucru imediat. Dacă ne ajută și internetul, haideți că reușim într-un final. Da, la fel, domnul Adrian lui Gheorghe a fost prezent la multe lansări de carte pe care le-a avut Varujan Pozganian. Da, haideți că am găsit. Iată ce spune dumnealui. O nedreptate ce nu poate fi tolerată, destituirea poetului, prozatorului și managerului cultural Adrian lui Gheorghe, cetățean de onoare al orașului Piatra Neamț, datorită meritelor sale pe tărâmul culturii, din funcția de director al Bibliotecii Județene din Neamț. Festivitatea prilejuită la Piatra Neamț și Humulești de acordarea Premiului Național pentru Proză Ion Creang a fost umbrită de aflarea unei vești nevrosimile printr-o acțiune premeditată susținută din păcate de Consiliul Județean Neamț. Scriitorul Adrian al lui Gheorghe a fost dat afară din funcția de director al Bibliotecii Județene. O comisie de evaluare lipsită de calificarea necesară, dar cu scopuri precise, i-a acordat lui Adrian al lui Gheorghe pentru management corespunzător nota 6.89. Câtă precizie! Inutil să vă spun că respectiva comisie nu și-a motivat în niciun fel decizia. Pe care de altfel o contestă Adriana lui Gheorghe, măcar din orgoliu și tot merită și să o conteste. Și mai spune dumnealui cum menținerea în funcție presupune cel puțin obținerea unei note de 7, comisia de evaluare a recomandat destituirea directorului, lucru pe care Consiliul Județean l-a făcut cu satisfacție. Și fără nicio ezitare. Da, și neîntârziat. Da. Asta e... Cam asta ar fi în mare. În mare, da, atenție. Și am văzut că el a făcut contestație. O contestație către Consiliul Județean în atenția domnului Ionel Arsene. Lucru care l-a determinat pe Ionel Arsene să iasă într-o conferință de presă și spune că nu a fost nimic politic, ci a ținut totul de management. Eu sunt de acord cu lucrurile acestea, mai ales când am văzut CV-ul celor care vin în urmă, adică că este măcar solid, sunt competenți, da. Dar eu ce condamn umilierea. Eu pe Adrian al lui Gheorghe îl cunosc din activitățile culturale și am colaborat foarte mult, inclusiv înainte de Revoluție. De prin anii 1980, 80 și ceva, îl cunosc foarte, foarte bine și, sincer să fiu, chiar m-a durut această umilire la care a fost supus un om atât de competent ca el. Da, asta este. Pe de altă parte, dacă îi se spunea domnului că trebuie să părăsească glorios acest post, nu știu dacă părăsea. Mai, adică putea ca omul să înțeleagă. Să fi prezentat o demisie invocând motive personale, cum se poartă la noi, dar să nu mai fi mers la acest examen. Da, haide să ne ducem la a doua schimbare. Da. Ce părere ai despre schimbarea lui Iulian Gherca de la muzeu după
patru luni la care fusese confirmat în funcție de o comisie de examen, că el a dat examen. Dar acolo știm care sunt dedesubturile legate de muzeu. Este acel întreg scandal legat de ceea ce s-a întâmplat cu cheltuielile la care n-a vrut să se facă părtaș al Iulian Gherca, toată povestea aceea cu întreagă pe care noi o știm cu cheltuielile de Crăciun. Cu târgul de Crăciun. Cu târgul de Crăciun, mare parte dintre acestea au fost trecute și obligați cei de la muzeu să semneze acele achiziții directe și probabil că domnul Gherca a refuzat. Asta este explicația după care doar după patru luni se întâmpla. La Teatrul Tineretului cu Liviu Timuș este singurul care n-a contestat și a dat seama despre ce e vorba. El ba chiar a dat și o declarație de susținere a Gianinei Cărbunariu, regizor. Te-aș ruga un pic să intre CV-ul ei, este de asemenea impresionant, este un regizor din generația tânără, este, se pare, cu o fată extraordinară. Noi nu punem acum în discuții legitimitatea sau ilegitimitatea acestor, ci maniera în care se fac, adică se intră brutal cu bocancii în... și discutam despre competența. Spune-mi mie cât de competent a putut fi domnul Laurențiu Dulamă, cel care i-a dat în cap, le-a dat în cap celor din șefii, ca având, știu eu, cuțitul în mâna sa. Haide că noi, ca jurnaliști, îi cunoaștem și potențialul intelectual și potențialul politic al lui Laurențiu Dulamă și faptul că a executat fără crâcnire. Cel puțin eu, din punctul meu de vedere, ca jurnalist, îi reproșez că a executat cu mâna lui o asemenea și a putut face o asemenea mărșăvie față de un titan al culturii. Nu găsesc decât un CV neactualizat și mai multe interviuri cu dumneavoastră. Da, este în acele interviuri, pot să spui, are unul din reprezentanții generației tinere, foarte, foarte bun. La final. Deci, despre... Și chiar este susținută de Liviu Timiș, care și-a dat seama că interesul lui este să sprijine pe noul regizor. De altfel, Ionel Arsene a și promis că festivalul, că ții minte că scandalul acesta s-a declanșat în momentul în care, la votarea bugetului, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț n-a primit buget pentru festivalul de teatru și manifestările legate de aniversarea 50 de ani de teatru. Haideți că am găsit într-un final neajutată. Da, născut în 1977, a studiat literele la Universitatea din București și regia la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Masterat în scriere dramatică, membru fondator al grupului Dram Acum, nu știu ce înseamnă neapărat, a avut burse și a fost rezident de dramaturgie în Londra, în Valencia, marele premiu la concursul național de dramaturgie al Ministerului Culturii pentru irealități din Estul Sălbatic Imediat, apărut în 2000. Piesele sale sunt mai multe piese pe care le-a montat singură, însăși la teatrul foarte mic. Din București, da. Montate de piese montate în Germania, Franța, Irlanda, Polonia, Marea Britanie, Italia. Spectacolele Gianinei au participat la festivaluri importante din Europa. Da, doar câteva dintre... Deci este așa. Să luăm pauză de publicitate, ne face semn colegul. Haideți să luăm o scurtă pauză și revenim în partea a doua emisiunii.
Da, ne-am întors în partea a doua, dragi telespectatori, alături de colega mea, jurnalist Flora Ordean. Iată că prima parte a emisiunii s-a dus atât de rapid cu schimbările acestea. Și cu acest subiect, da, de la cultura, vorba colegilor noștri la monitorul, decizie ipocrită cu miros cârnav la Consiliul Județean. Da, da. Este extraordinar ilustrată exact ceea ce s-a întâmplat acolo. Eu zic să trecem rapid, că mai avem jumătate de oră și avem foarte, foarte multe alte lucruri de discutat. Să ne întoarcem la noi, acasă, la Roman, și să spunem că se simte din ce în ce mai mult atmosfera aceasta de deja de campanie. Candidații au cam furat startul. Da. De altfel, trebuie spus că orașul este împânzit de benerele lui Marius Neculai, pe care, din păcate, va fi nevoit să le dea jos în timpul campaniei. În timpul campaniei, da. Dar suficient până atunci ca lumea să... S-a întâmplat și la PNL. Da. Au apărut afișe cu Lucian Micu și cu Laurențiu Leureanu, care îl susține pe Lucian Micu, și sunt câteva fotografii pe Facebook, da, care au surprins mașinile primăriei Roman, care montau aceste benere. Da, dacă ții minte, asta nu e o problemă, că se va rezolva rapid. PNL-ul va plăti o chitanță, așa cum s-a întâmplat, exact, și în alte campanii electorale. Au solicitat sprijinul primăriei, așa că are mașina aceea, au și plătit, se rezolvă. Sperăm că nu pe banii contribuabililor, da. O să vedem dacă pe banii contribuabililor, nu știu, dacă toți suntem la campania. Vă spuneam că între timp, sâmbătă, a avut loc o conferință de presă și la PNL, la care au participat colegii mei. L-a susținut pe Lucian Micu deputatul Leoreanu, deputatul Cosman Ciuc și senatorul Eugen Țapu. Senatorul Eugen Țapu, care n-a ratat ocazia, mă uitam pe filmare astăzi când lucram pentru știre, să-i atace pe cei de la PSD, spunându-le că au mai multe greșeli gramaticale în flyerul de campanie. Cam asta a putut să spună domnul senator. Că trebuie, da, să greșeli un... gramaticale în flyerul PSD-ului. Până una alta, electoratul ar putea să treacă și peste greșelile gramaticale dacă politicienilor le-ar veni mintea la cap și s-ar apuca de lucruri concrete. S-ar apuca de lucruri concrete și de rezolvat problemele, care o să vedem ce interesează electoratul. Dar pentru că toți ne aflăm în această campanie electorală a cărui start a fost furat de toți candidații, o să amintim că și PMP-ul și-a anunțat candidatul. Este vorba de doamna Elena Chelmuș. Elena Chelmuș, care e președinta organizației locale, îți dai seama, psiholog. Care a mai candidat și în 2016. Candidat, da, pentru că a pus-o partidul. Exact. Că candidat de sacrificiu. Candidat, da, de sacrificiu. Nu mai auzim nimic însă de domnul Norocel, care nu a fi reușit să strângă Eu zic că e foarte ușor să strângă și semnăturile, că pentru nu că sunt multe, da, nu sunt multe și s-ar putea ca, dacă va colabora cu o formațiune politică, să fie strânse în paralel, doamna Flora, că, da, un cetățean poate semna pentru toate partidele. Aici, atenție, e o chestiune, da, și asta, știi, să nu semnezi pentru un candidat. Atenție, semnând pentru un candidat, unui candidat, nu înseamnă că îl votați. Te votez, da, semnez și spun, nu am, da, nimic împotrivă ca și dumitale să candidez la Roma. Despre asta e vorba. Să ți-aș aduce aici în discuție, mă rog, și modalitatea de realizare a campaniei electorale. Ai spus-o odată prin acele imense, da, banere, da, pe care le vor da jos candidații. Ai spus flyerele acestea care se duc din mână acolo. În mână. Apoi mai există și modalitatea cea mai des întâlnită acum, întâlnirile cu cetățenii în zonele mai aglomerate. Și nu trebuie să uităm Facebook-ul, internet. Internetul care este... Facebook-ul, da, acolo știm foarte bine că nu prea are răbdare omul, cel puțin îi dă un like, mai e pentru, un comentariu. E pentru mai... tineret mai mult, să știți, da, că am văzut că la fiecare postare a unui candidat, dar se încing niște discuții acolo interminabile. Da, hai să discutăm un pic și de ceea ce am remarcat și de data aceasta. Pe o șenie electorală aș ruga pe Marc să se uite și la minutul la care ne aflăm, pentru că o să inserăm niște fotografii. O să, da, inserăm niște fotografii, să ne reamintim de această pioșenie electorală, nu specifică, nu doar acum, ci, uite, vrei un pix, precis că vrei un pix ca să-ți notezi minutul la care suntem, ți-l dau eu, ți-l împrumut, ci să ne amintim că este o practică veche și o să postăm pe Facebook și pioșenia doamnei Elena Udrea din 2012. Da, cei care obișnuiesc să se închine la toate moaștele. La toate moaștele și la prea și
preasfințitul care în ciuda tot în mod ipocrit, în ciuda ce hotărâse Sfântul Sinod să nu se amestece în campanie, da, să nu implice biserica în campania electorală, le-a dat fără binecuvântare la toți deopotrivă ca să se aibă bine cu toți. De data asta cred că va închina balanța spre PSD, că să ne amintim că domnul Ionel Arsene, da, în e prieten poate prea mult. Da, pe de altă parte să știți că într-adevăr au fost câteva evenimente religioase pe la Arhiepiscopia Romanului săptămâna trecută, la care au cam participat candidații, pentru că fiind aici în zona centrală, da, a fost noi la cam Iisus, observăm, bine, da, da, la Iisus, cam observăm cum vin mai mulți preoți cu un coș, da, de, da, flori, da, da, întâmpină candidatul, ia, haideți să se vedem pupă în pe frunte, da, da, să vedem în spate acolo, uite-l pe deputatul Leoreanu însoțit de Micu, da, la biserica, da, la manifestarea de la Biserica Catolică, deși amândoi sunt ortodox și Micu. Și asta, iar cu câteva bănci mai încoace, îl și găsim domnul și Marius pe Neculai, da? Domnul Marius Neculai. Bineînțeles, bine, dar domnul Lucian Micu este catolic, eu așa știu. Nu, sau nu, prin nu. Căsătoria a devenit ortodox, dumnealui este botezat la catolici. Uite, îmi spui o noutate. Da, pentru că eu am văzut pe Facebook la domnul Lucian Micu, care are două fetițe și să-i trăiască, că fetițele, da, au primit la un moment dat prima împărtășanie, când erau mai micuțe. Uite, cum e doar știut la cei catolici, se îmbracă chiar, într-o rochie albă. Și... uite, asta deci, îmi spui o noutate. Avem cel puțin doi candidați care sunt de religie, da, da, catolică. Vreau să spun că n-a uitat fiecare să-și scrie pe Facebook, atât da. Leoreanu, deputatul Leoreanu, cât și Lucian și Micu și Marius Neculai, Neculai, da, așa au este punctat și aici cu pioșenie. Da, apropo de asta, să știți că eu am văzut niște fotografii tare neinspirate, așa, pe la unele partide, ca să nu dăm și nume. Dar eu zic, adică, să dai nume, de ce? Adică se întâmpla, o să luăm exemplul acesta al celor două formațiuni mari, da, PSD și PNL, se întâmpla ca momentul în care candidatul de la PSD dădea mâna cu un cetățean, să apară undeva în spate un banner cu PNL și invers. Se întâmplă că atunci când candidatul... Asta este vina, știți, comunicatorilor, adică, vina comunicatorilor. Ceea ce am spus că trebuie mai multă atenție, că dacă nu vor începe tot felul de ironii finești, de comentarii, da, și la fel candidatul de la USR, Uniunea Salvați România, domnul Radu Samson, are câteva fotografii de prezentare unde are efectiv capul chiar retezat. Chiar nu l-am mai văzut, n-am mai apărut. Are capul, da, retezat, da, nu se cuvine domnul să apare într-un afiș. Apărut, da, mai. Strânge semnături, chiar l-am zărit de curând, da, în zona pieței centrale, acolo unde au fost cam toți candidații. Da. E o perioadă bun, în care... am trecut în revistă scandalul din cultură, am, da, trecut în revistă ce se întâmplă. Haideți să revenim cu picioarele pe pământ și să abordăm o altă chestiune care este o veritabilă cutie a Pandorei alături de cea cu gunoiul. Da. Deci, săptămâna trecută la asociațiile de proprietari s-a deschis acea cutie a Pandorei privind prețul la... Acum două săptămâni. Săptămâna trecută ar fi trebuit să fie a doua, da, întâlnire, dar n-a mai fost. Da, este mâine, dacă nu o să fie, cred că joi. Joi. Cred că joi, săptămâna aceasta, da. Cert este că s-a schimbat și s-a stârnit un imens scandal, pentru că nu poate fi tolerat un asemenea preț care saltă contribuția celor care la asociațiile de proprietari în mod absolut aberant. Și spuneam aproape că acolo 14 unde, lei de persoană. Cu tot cu TVA, da. Cu tot, deci avem 12,9, da, lei fără TVA. Pe de altă parte, unde eu doar un membru al familiei sau sunt doi membri într-o familie, nu se cunoaște atât de mult, dar unde sunt familii, da, cu 4-5 copii, factura e într-adevăr dureroasă. Bun. Și de ce spuneam că este acea cutie a Pandorei? Pentru că președinții de asociații de proprietari și administratorii asociațiilor de proprietari, care sunt cei care au impactul cu cel care vine și le reproșează lor, dar mi-a reproșat mie, de exemplu, un vecin al meu care n-am nicio treabă, da, cu asta, doar că particip la asta și
pot să explic ce se întâmplă și cu asta, dar gândește-te ce se întâmpla când Lucian Micu chiar a fost amenințat de administratorii și președinții asociațiilor de proprietari. Dar spuneam că se deschide o nouă cutie a Pandorei. Astăzi te invitasem și pe tine, numai că nu ne-am sincronizat programul, referitor la un nou scandal care apare în asociațiile de proprietari. Știm cu toții că a locui în aceste în condominiu, în aceste locuințe, da, supraetajate atât de vechi și atât, a ajuns un calvar atât din punct de vedere a ceea ce înseamnă încălzirea, cât și mai ales cei de la etajul 4, unde, vai de mama lor, ce au probleme de tras, cu infiltrațiile care sunt legate nu doar de faptul că acea strat de gudron, de carton gudronat care era, a fost spart pe vremea lui Ceaușescu cu acele antene care se puiau și pe unde se infiltrează, ci pur și simplu s-a și învechit și atunci s-a ajuns imediat după revoluție la o decizie de a se face șarpante și acoperișuri ale acestor clădiri. Ei, aici intervine marele scandal și ceea ce a urmat astăzi în asociația 53 de pe Dobrogeanu Gherea, unde disperat un proprietar de la etajul 4 a solicitat și a reușit să-i convingă pe cei de la asociație și pe cei de scară că trebuie făcut ceva pentru acoperirea blocului. Da, dar întrebarea îi spune cine să plătească, nu? Nu e vorba de plată, că nu problema neapărat a banilor, subsidiar a intervenit problema banilor. E nevoie sau nu e nevoie de proiect? Aici s-a pus întrebarea. Și a urmat o întreagă tebatură, era acolo... Eu știu acolo... că e nevoie, că eu m-am interesat personal pentru cineva din familie. Îți explic acum și o să vedem că e undeva la jumătatea drumului. Domnii de la Asociația de Proprietari, președintele asociației, dacă mă uit un pic, îți spun și cum îl cheamă, domnul Butnaru Vasile, ne cunoaștem de mult, a fost la bloc. El era de părere că legea trebuie aplicată, dar numai în direcția în care vroia dumnealui. Adică în sensul că spunea așa, doamna Ordean, sunteți și dumneavoastră conștientă ce calvar este pentru cei de la etajul 4. Am zis, domne, este adevărat, există un imens, este ferească Dumnezeu să stai de la etajul 4, dar în același timp, doamnă, eu nu pot să-mi permit să-i cer bietului pensionar care abia se scotocește prin portofel să-și plătească întreținerea la zi să mai dea și bani pentru proiect. Asta nu se poate. Eu între timp îi spusesem, pentru că așa știam noi presa, că există la primăria Roman un proiect unic pe care primăria se angajase să-l dea gratuit la asociație. Ei, am aflat astăzi, documentându-o și discutând cu arhitecta șefa orașului, că acest proiect n-a mai fost aprobat, pentru că este și explicabil de ce. Fiecare bloc își are specificitatea lui. Unul are mai două inclinat, etaje, altul trei, altul e mai inclinat, altul... Deci sunt foarte, foarte multe probleme. Și atunci, bașca, că mai spunea arhitecta în discuția pe care am purtat-o azi, că să se ferească Dumnezeu, să ne ferească Dumnezeu de un cutremur, pentru că în apartamente lumea a intervenit cum a vrut și cum n-a vrut, nimeni n-a cerut. Au făcut modificări, au spart pereți, au fost și au zis că blocurile acestea, în opinia ei, sunt ciuruite și este ferească Dumnezeu de un cutremur. Și atunci s-a pus problema că toate aceste lucrări trebuie făcute cu autorizații, dar atenție, că între timp s-a găsit o portiță, că așa la noi totul se rezolvă cu câte o portiță.
dacă acea construcție care se face deasupra blocului, asta sunt sigură că o să intereseze pe foarte mulți lucruri, are doar înălțimea de 1,5 metri, deci propriu-zis nu este acoperit, ci este un fel de șarpantă. Și dacă se respectă acea, constructorul respectă acea colectare a aluviunilor, da, apelor pluviale, da, apelor pluviale în canalul colector și vărsarea lor la sistemul de canalizare, nu este nevoie de autorizație, se poate face, nu trebuie să depășească înălțimea de 1,5 construcția propriu-zisă. La fel cum am mai văzut, exact, că sunt și s-au așa, făcut acoperișe. Și atunci este nevoie doar de un certificat de urbanism, care se obține foarte, foarte simplu, cam într-o săptămână. Cert este că acolo s-a deplasat la solicitare pentru că familia care a reclamat că îi se impune, tocmai i-avea apartamentul pus în vânzare și era cumpărat de niște, în procedură de cumpărare de către niște medici care vin la spitalul municipal de la Roma și aveau nevoie rapid de o adeverință, precum că n-au datorii la bloc, la întreținere, așa că să poată face creditul că l-au prin prima casă. Ei, scandalul a izbucnit de aici, că familia Antăloaie a spus, domne, nu mă poți obliga, n-am datorii la întreținere, n-am datorii la nimic, nu mă poți obliga pe mine să-ți dau în avans bani pentru o lucrare pe care tu ai de gând să o faci acum, așa și să o termin, știu eu, când? În condițiile în care eu înstrăinez apartamentul. Da, înstrăinez apartamentul, eu mi l-am vândut, nu mai am nicio treabă, cel mult poate să aibă treabă proprietarul, noul proprietar. Domnule, atât s-au știu eu, atât s-au certat, atât au fost de discuții, atâtea presiuni ce a existat, curios, din partea administratorului, administratorul asociației se cheamă Vasile Tănase, care refuza să-i dea omul și pierdea la bancă. Cursul dosarului. Cursul dosarului. Trebuiau să li se semneze pentru credit celor doi medici și nu se putea decât dacă aveau toate formalitățile astea de înstrăinare. Cert este că până la urmă familia care a vândut apartamentul a fost nevoie să se deplaseze la primăria Roman, care a trebuit să constate, da, primăria la rândul ei. Nu poate constata decât ilegalitatea din punct de vedere a construcției, a ceea ce se întâmplă acolo. S-a deplasat domnul Toader acolo, a dispus istarea lucrării, a constatat, a urcat pe bloc să vadă regimul de înălțime, le-a spus despre ce este vorba și a somat firma să înceteze. Ei, problema pe care o puneau domnii de la asociație, respectiv domnul Butnaru, da, dar să-mi spuneți mie ce o să se întâmple acum? Primăria va demola 80% dintre aceste construcții care nu au autorizație? Nimeni nu-și va permite în plină campanie electorală. Adică care au reușit până acum, au reușit, care nu. Problema este că ar trebui să se intre în legalitate. Știți cum e, asta e ca la învelopare termică. Nu numai la învelopare, dar hai să ne gândim acum scandalul de la București cu mansardele, mansardarea blocului. Cu mansardarea, cu catedrala acolo unde trebuie primăria capitalei să demoleze acel monstru, acest zgârie nor de lângă construit în piatră și îl demolează că n-are încotro, unde e legea, nu-i tocmeală. Da. Asta e problema. Dar cei de la asociații mergeau numai pe legea care le era lor favorabil, nu și pe cea defavorabilă. Adică, domnule, nu-i legal să construiești asta, hai să intri în legalitate, să faci cu firmă, să faci... Și mai povestea cineva, de fapt, cred că pot să-i dau și numele, este vorba de Claudia Matei, consilierul cu probleme de presă de la primărie, care îmi povestea că tot așa la ei în bloc, stă în blocul acela cu multe scări din asta, au hotărât să anvelopeze, că așa trebuie făcut, să anvelopeze, să construiască asta. Ea le-a spus și vecinilor, le-a spus și mamei, le-a spus și tuturor, domnule, nu, haideți dacă facem, adică suntem prea săraci ca să nu facem legal și să n-ai... Exact. După să n-avem treabă pe urmă, da, așa, cu alte lucruri. Da, și zice că n-au vrut, au vrut să iasă cât mai ieftin, n-au făcut, lucrarea s-a dărâmat și acum nimeni nu mai vrea să pună să reconstruiască pentru că s-a dărâmat, dar
problema cea mare, să ne amintim de ceea ce s-a întâmplat cu șarpanta aceea când era să ne norocească oamenii aici în centru, la blocul, dincolo de lângă biserica Sfinții Voievozi, a fost tot așa făcut de mântuială, mai ții minte incidentul de acum câțiva ani, așa la milimetru a scăpat cineva cu viața, au fost deteriorate mai multe mașini, la prima vântoasă și așa nu se știe ce se întâmplă la un cutremur. Pe de altă parte există și cele două blocuri dinspre hotel care au fost făcute pe bani publici, unde cei de la etajul 4 acum au infiltrații în casă și mucegai. Da, hai să ne gândim și la blocul cu Bulină. La blocul cu Bulină nu mai vorbim. Da, adică chiar și cu proiect, da, chiar și cu proiect. Dar bine, acolo erau probleme la parter, la blocul cu Bulină. Am fost la cineva la parter. Dar vreau să spun că la cele două blocuri dinspre hotel, îmi spunea o doamnă care, culmea, lucrează în domeniul imobiliar, că stă la ultimul etaj și are din nou mucegai și infiltrații în casă. Și că oricât de mult ar fi dorit să facă mansardare acolo, nu le-a dat voie primăria, că strică aspectul. Ei, aici cu problema mucegaiului, stai să spun, adică și eu că mai avem, îi, cu, îi cu două tăiușuri, pentru că citeam chiar undeva, pentru că și mie mi-au apărut ceva mucegai, am înțeles că anveloparea aceasta pe care se face pe exterior cu, pe exterior cu asta este foarte, foarte dăunătoare privind sănătatea construcției, pentru că nu mai respiră perețele. Nu mai respiră perețele. Și atunci, am mai pus și termopan în toată casa. Da, toate casele termopan și se închide total și atunci eu, sincer să fiu, chiar mi-a apărut mucegai în camera aceea despre casa scărilor, unde nu știu cum să păstrez mai bine căldura, să nu iasă, pentru că deasupra nu-i locuit, de desubt nu-i locuit, dar mi-a apărut din cauza aceasta și am înțeles că există și aici o soluție de tehnică, de montare a unor guri de aer fire. Sau unor ventilatoare, ceva, cred. Da. Ventilatoare, așa că problema este, întrebarea este, cine se încumetă în plină campanie electorală să deschidă această cutie a Pandorei? Nimeni. O să se facă uita subiectul, cel puțin pe moment. Mai avem cât? Ce puteam să mai discutăm despre zilele orașului aici, care vor fi săptămâna aceasta? Da? O să discutăm așa mai pe scurt, că n-avem timp. Astăzi, de fapt, luni a fost întâi ziua porților deschise și au mai fost câteva simpozioane. Primarul nostru a fost plecat în Malta. Pe luni și marți primarul plecat în Malta. Da. Și marți este plecat, nu știam. Da. Da, eu așa știu, pe 15 și 16. Marți, pe 16 mai, avem ziua diplomației și mai multe simpozioane. Miercuri este ziua educației. Vom avea o gală a excelenței în educație. Ne-am obișnuit deja cu un astfel de eveniment. Joi, să răsplătiți olimpici. Da, joi, 18 mai, sunt mai multe evenimente. Orășelul copiilor în parc. Avem gala excelenței Rumașcane, unde sunt vreo 12 secțiuni și sunt premiați oameni din diverse arii de activitate. Tot joi, ziua internațională a muzeilor, cu mai multe colocuri, aici simpozioane. Am pomenit noi săptămâna trecută, sigur, fiecare cu târgul lui. Fiecare cu târgul lui și tot și joi avem seara Sergiu Celibidache. Vineri, pe 19 mai, avem o paradă a costumelor în Piața Roma în Vodă, festivalul tradițional al meșteșugarilor, care va fi tot în Piața Roma în Vodă, ziua campionilor cu un show sportiv în Piața Roma în Vodă, demonstrație de culturiști și record la flotări, un tur ciclist pe care și l-a dorit Lucian Micu ca primar și tot vineri avem un spectacol de folclor, cel care este cap de afiș și va fi Petrică Mâțu Stoian. Sâmbătă, pe 20 mai, avem mai multe concursuri județene, văd aici, și spectacolul de talente locale în Piața Romană Vodă. Seara, un spectacol de divertisment cu formația Bere Gratis, mult așteptată. Iar duminică, ziua patronilor municipiului Roman, Sfinți Împărați Constantin și Elena, duminică seară ajunge Andra, mult așteptată de rumașcani, în Piața Romană Vodă, pentru un spectacol extraordinar. Ordinar. Și trebuie să ne oprim aici, da, că s-a dus și timpul. Mulțumim tare și mult telespectatorilor. Și facem și niște declarații de asta, dar le facem emisiunea, da, viitoare. Da, emisiunea viitoare. Mulțumim pentru atenție. La revedere!